astăzi vom vorbi despre școala din România. Ala nu-i caietul. Școala din România. În primul rând, școala din România este un eșec la propriu. De ce spun asta? Fiindcă profesori, felul în care predă profesorii și condiții școlare. În primul rând, hai să începem cu profesori. Profesorii sunt acei profesori care se... Cum ar fi dacă întreb la Caterin, că îl întrebă proful de mate, na. Prof, ne dat, ți-a stemen, ți-a propus colegul din a doua bancă. Ți-a dat challenge. Și zice lui proful să ne mai dea teme. Și zice, cum puteți, cum îndrăzniți să spuneți așa ceva? Noi nici nu îndrăzneam pe vremea noastră să spunem dacă nu avem teme. Și voi spuneți fără nicio rușine, pramatilor. Deja. Și în primul rând, la cea mai mică greșeală, la cea mai mică absență, aia spun noi. Asta nu-mi place. Și se gândesc, și dacă vii la ora viitoare, spun, uite-l, măi, și pe absentul ăsta, bă, pe pramatia asta, bă, care a lipsit o oră, bă. Bă, de ce-i lipsit? Mă rog, sunt... Nu știu, hai să zicem că am lipsit pentru a învăța la Olimpiada la român, na. Sau am avut un motiv întemeiat cu familia. Da, eu ar trebui să te cred. Păi, normal că ar trebui să mă crezi, că, na, doar nu m-a văzut nimeni în școală. Mă rog, poate s-a ascuns, spuneți voi. Unde se ascundă în școală? Școala mea e plină de fucking profesori la orice pas. Și în primul rând că acum se lucrează la un proiect într-o clasă, trec foarte mulți oameni, chiar și în timpul orilor. Și e fix lângă clasa noastră. Și de asta, profesorii ne dau doi fără niciun motiv. Bun, acum să trecem la alt capitol. Modul în care predă profesorul. Modul în care predă profesorii unii din ziua de noastră, din zilele noastre, este foarte decat. De ce? Pentru că acel profesor spune niște calcule și abia ți-e explic, adică radical din 69 împărțit la pătrat împărțit din 69, căcat, înțelegeți voi ce vreau să spun. Iau aici un pix, să fac un calcul. Bun. Hai să vă arăt o pagină din caietul meu. Pentru un exercițiu. Bun. Dar nici măcar nu ți-e explică. Trebuie să cauți pe 10.000 de site-uri să-ți instalezi 10 aplicații pentru a afla cum se află la pătrat din 69. Da. Bun. Acolo ați văzut 1.000.000. Ăla nu era la pătrat din 69. Asta e niște. Și în al treilea rând, condițiile de școală. Condițiile de școală sunt cele mai oribile. Eu la mine la baie, nu știu la voi, dar eu la mine la baie, n-am ușă la intrare, n-am apă caldă și n-am nicio ghiuvetă. Nu am, știți aia care deschide ghiuvetă, nu am. Am decât una, care e apă rece. Veciorile sunt infecte, pline căcat. Și acum nu spun la modul teoretic. Pline căcat. Adică căcat. Da. Și așa vor părinții noștri, vor strămoșii, vor copiii noștri să le cumpărăm orice căcaturi care le vrem și noi acum. Dar noi n-avem școală și după aceea se întreabă că de ce n-avem. Mulțumim, școala din România. Pa!